Palma Maicii Domnului, o plantă binecunoscută în tradiția populară românească, este venerată pentru proprietățile sale tămăduitoare și simbolistica profundă pe care o poartă în cultura creștină. În acatistele și rugăciunile credincioșilor, Maica Domnului este adesea numită floarea cea mai aleasă și înmiresmată, iar palma sa, o plantă cu numeroase utilizări medicinale, este asociată cu puterea vindecătoare transmisă de Fecioara Maria. Aceasta a devenit cunoscută nu doar pentru rolul ei simbolic, ci și pentru eficiența în tratarea unor boli trupești și sufletești. Potrivit tradiției populare, palma Maicii Domnului are o istorie aparte, legată de o legendă în care Maica Sfântă, purtându-l pe pruncul Iisus, a căutat adăpost în fața soldaților lui Irod. Se spune că planta a fost singura care i-a oferit refugiu în acele momente grele, motiv pentru care Fecioara Maria a binecuvântat-o cu puteri tămăduitoare. Această binecuvântare s-ar fi transformat într-o promisiune veșnică. Planta va avea capacitatea de a vindeca trupurile și sufletele celor care o folosesc, la fel cum a oferit protecție și alinare Maicii Domnului. Astăzi, palma Maicii Domnului este folosită pe scară largă pentru proprietățile sale medicinale. De-a lungul timpului, preparatele din această plantă, fie că vorbim despre pulberi, tincturi, uleiuri volatile sau infuzii, s-au dovedit eficiente în combaterea diverselor afecțiuni. Palma Maicii Domnului are efecte antimicrobiene, antiinflamatoare și antihipertensive, fiind recomandată în mod special pentru reducerea nivelului de zahăr din sânge, ceea ce o face utilă în tratarea diabetului. De asemenea, planta are capacitatea de a curăța sângele, contribuind astfel la prevenirea unor boli grave, cum ar fi Alzheimerul. În afară de proprietățile sale curative, această plantă miraculoasă a devenit populară și în industria cosmetică datorită abilităților sale de a cicatriza rănile și de a îmbunătăți aspectul tenului. Utilizarea tincturii de palmă a Maicii Domnului stimulează creșterea părului și întărește rădăcinile, motiv pentru care este frecvent întâlnită în produsele pentru îngrijirea părului. Astfel, deși inițial a fost apreciată în special pentru puterile sale vindecătoare, palma Maicii Domnului a devenit un ingredient de bază și în îngrijirea estetică, demonstrându-și versatilitatea și valoarea. Astfel, atât prin forța simbolică, cât și prin beneficiile practice pe care le aduce sănătății, palma Maicii Domnului rămâne un element de preț în cultura și tradiția românească, fiind cinstită de-a lungul veacurilor nu doar pentru rolul său istoric, ci și pentru puterea sa de vindecare care transcende timpul.